Jurnalistul Lucian Mândruț a avut o reacție dură pe un site de socializare referitor la tragedia petrecută în capitală unde un băiețel de patru ani a murit. Mândruț a luat un colimator Asociația pentru Protecție Animalelor Vierfătă în România. Jurnalistul Lucian Mândruță a avut o reacție dură pe un site de socializare La tragedia petrecută astăzi în capitală Unde un băiețel de 4 ani a murit Firfotă în doamnele care vă pupați cu maidanezii în bot Doamnelor, fără soț, sex și minte Ce mai puteți face pentru familia care și-a pierdut un copil de 4 ani Mușcat și ucis de maidanezi Ce mai puteți face? Ce mai puteți face? Rușine să vă fie, nemernicelor Rușine să vă fie istericelor care trăiți pe bani europeni și pupați câini în fund pentru 2000 de euro pe lună. Ce mai puteți face? Ce explicații puteți da? Ce soluții de rat mai aveți? Sterilizare? De ce? Dacă îi sterilizăm, copilul ăsta se ridică din morți? Moarte pentru moarte e singura soluție. Și în locul familiei voi blestema pe toți primarii care nu fac nimic, a scris Lucian Mândruță pe pagina personală de Facebook.